Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Îmi place de mor că avem multe numere de autostrăzi. Avem autostrăzile le lipsesc. Băi, da, avem la 1, a 0, până la 7. Cea spre Tulcea nu e a 8? Adi. Nu știu cât o fi, frate, dar sunt nenumărate autostrăzi. Asta e o problemă care nu cred că se va rezolva vreodată în România, cel puțin în timpul vieților noastre, cât ori mai dura ele. Da. Asta și mai e ceva. Mm. Aia cu meseria și cu instalatorii meseriașii, n-ai cum. În țara asta, cât de cât serviciile s-au mai reglat în ultimele decenii și, în principiu, poți să apeli. Adică știi, dacă te duci la restaurant, știi la ce să te aștepți. Dacă te duci la service, știi la ce să te aștepți. Dacă te duci să cumperi ceva și așa mai departe, la magazine de mobilă. Mai e ok. Găsești, poți să cumperi transport, să închiriezi transport, să închiriezi montaj de mobilă, să zicem. Bă, dar asta cu meseriașii care trebuie să... Ai nevoie să zugrăvești, să zicem. Sau ai nevoie să repari o țeapă. Sau ai nevoie, nu știu, să vină cineva să dea niște găuri. Că tu ești eu sunt nepriceput. Adică dacă eu mă apuc să dau găuri și în pereți... Și te uiți la mine, ți se pare că... S-a terminat. Bă, nu există. Au mai apărut niște inițiative. De asta a apărut magazinul ăla de mobilă, unde îți montezi mobila singur, știi? Da. Că lipsesc genul ăsta de oameni. Bun. Însă, iată ce citesc. O știre. Zice așa. Creșterile salariale, zice Ziarul Financiar, au oprit migrația externă a meșterilor. Ups. Măi, lucrurile s-au schimbat? În București, un instalator ajunge la 5.000 de lei net pe lună. Eu cred că instalatorii care sunt acum pe frecvență râd de se strică. Și eu zic la fel. 5.000 de lei net pe lună, păi eu cred că ei câștigă mult mai mult, părerea mea. Asta. Eu așa cred. Poate mă înșel, dar mi se pare că întotdeauna când am avut de-a face cu meseriași, m-am plătit de mausturat. Și asta e, dacă nu mă pricep, ce să fac? De observa că întotdeauna face mai mult decât negociezi la început. Da. Și decât te așteptai și decât negociezi. Întotdeauna, când întotdeauna apare ceva. Așa e. E ca și când te duci cu mașina în serviciu, știi? Da. Îți zice la un moment dat, băi, uite, te costă atât. Da. Dar între timp te sună meșterul și îți mai apar lucruri. Bun. Deci în București un instalator ajunge la 5.000 de lei net pe lună, zice Ziarul Financiar. Salariul mediu din construcții la nivel național a ajuns la aproape 3.400 de lei net. Bun. Astea sunt salarii. Uh-huh. Deci când instalatorul sau angajatul din construcții chiar lucrează la patron. Ăla îi plătește taxele, tot ce-i trebuie, carte de muncă, mă rog, are contract. Și e plauzibil. Mai țineți minte că în urmă cu câteva luni a intrat în direct la noi, la Deșteptarea, un domn Macaragiu și a spus că are 7.500 de lei net pe lună? Uh-huh. Macaragiu. Și l-au întrebat noi cum face, cum se dă jos dacă vrea să ducă la baie sau nu ceva se dă, de genul ăsta. 7.500 de lei. Bun. Iată ce spune un domn. Citez. Lucrez pe un șantier mare din București. Program 9 ore pe zi și ajung la 4.800-5.000 de lei net pe lună. Cu ce mai fac pe lângă, mai iau 1.500-2.000 de lei pe lună. Nevasta mea ia și ea 3.500 de lei. De ce să mai plec în străinătate dacă eu pot câștiga la fel aici? Spune un instalator în vârstă de 50 de ani din București, care a adăugat că mai are colegi care au renunțat să plece la muncă în străinătate odată cu creșterea salariilor. Asta, încă o dată, este o afirmație din Ziarul Financiar, ceea ce ne oferă, cred, prieteni, posibilitatea unui dialog în dimineața asta. Simțiți cumva că s-a schimbat situația? Ați mai avut experiențe cu meseriași în ultima vreme? V-a fost mai ușor să-i găsiți? Au lucrat mai bine? S-au mai profesionalizat? V-ați temut de țeapă, dar ați fost surprinși? 0372069599, numărul nostru de telefon, și mesaje pe 0728312132. Și mai am o rugăminte. Dacă avem meseriași pe frecvență care s-au întors din străinătate, pentru că au descoperit că se poate face treabă și în România, în București sau în orașele mari, dați-ne un mesaj, fraților, să vorbim un pic, să vedem. De ce v-ați întors, dacă v-ați întors, dacă într-adevăr e mai bine sau acum regretați și ați vrea să plecați din nou înapoi în străinătate? 0372069599. Eu am avut o experiență vara asta, atât mai spun înainte să închidem. Am mai avut o experiență vara asta cu un meseriaș care se întorsese din Italia. După 20 de ani lucrase acolo. Vorbea jumate, ce să spun, cum o se zice la voi în România. Așa. Înțelegi? Da. Foarte încântat am fost când m-am întâlnit cu el
Și după aceea reparația care se reia să dureze o lună, sincer, s-a terminat în urmă cu două săptămâni. Deci 0372069599. Mulțumesc, văd că ați început să sunați. Intrăm în direct imediat. Multe telefoane, multe mesaje despre meseria și Doamne, n-avem toți experiențe cu asta, fiecare dintre noi. Hai să vorbim cu un mesaj, să începem cu un mesaj de la Eliza. Neața, două luni am stat să căutăm meseria și să renovăm bucătăria și holul. Mi-a fost teamă, dar am rămas mega surprinsă de cum au lucrat, foarte îngrijit și au lucrat foarte bine, n-au făcut nicio risipă la materiale, nu am plătit niciun avans, n-au cerut o parte din bani, ne-au cerut o parte din bani când deja era gata aproape 70% din lucrare. Unul din ei a lucrat în Italia și Germania vreo 10 ani, a vrut să fie acasă și de 2 ani se întorsese în țară, face cam aceiași bani aici și e lângă familie, în București a fost lucrarea și îi făceau naveta din Câmpina, pentru că doar în București găseau lucrări. Veneau pe la 7 dimineața și stăteau până pe la 6-7 seara. În 10 zile totul a fost gata. Dar notează telefonul ăsta, că s-ar putea să avem nevoie de telefonul doamnei. Să știi că în urmă cu 10 ani am lucrat și eu cu o echipă, făceau naveta din Bolintin. Foarte serioși băieții. Realmente am fost foarte mulțumiți. În Bolintin sunt foarte mulți. Da, nu, erau... Acum serios vorbesc. Foarte mișto au fost și știu că atunci le-am oferit un bonus de 10% dacă termină mai repede. Și s-au angajat și au făcut treaba mai repede. Când am avut treabă din nou cu ei, după, adică am avut nevoie, după ceva timp, l-am sunat pe unul dintre ei, toți erau în Germania. Ai văzut? Cu câțiva ani și lucrau acolo. Șeful, ne pare rău, dar nu venim. Imediat intrăm în legătură directă cu voi, aș vrea doar să mai ascultăm un mesaj audio din cele venite. Da, băieți, Cristian din Danemarca, am avut și eu în toamna aceasta o lucrare de făcut la casa, trebuie să izolez casa și să dau cu teocală decorativă și am avut doi meșteri și un salaur. Băieții au muncit efectiv 5 săptămâni, săptămâna de 5 zile, de practic au muncit 25 de zile și am plătit net 31.500 de lei pe 25 de zile pentru România, ceea ce nu este rău. O lună. Ah, deci în România s-a întâmplat. Deci 30.000... Da, n-a fost rău. Cât ai avut 5 oameni? Da. Da. 6.000 pe lună, nu? Bun. Cam așa. Cristi, bună dimineața! Salut, Cristi! Bună dimineața! Da, deci ca să reamintim, ne întrebăm dacă acum e mai ușor să găsești meseriași, că s-or mai fi întors mulți, că au mai crescut salariile sau, din potrivă, experiențele rămân nasoale. Cum e? Păi, experiențele în general rămân tot nasoale. Probabil sunt ceva mici excepții pe aici, pe acolo. Într-adevăr, sunt și echipe de oameni care s-au coagulat în baza seriozității. Și cum îi găsești? Domne, este la noroc. Deci totul este la noroc. Eu lucrez în construcții, ca să mă exprim așa. Angajatorul meu este dezvoltator imobiliar și eu lucrez ca inginer pe departamentul logistic, adică aprovizionare, parc auto, mutări, utilaje, închiriere și așa mai departe. Și prin prisma asta mă lovesc zi de zi de, cum să zic, lucrătorii din construcții. N-ai, da? Cum să-i verifici, nu? Nu ai cum să-i verifici. Calitatea, din păcate, și îmi pare rău să o spun, a oamenilor din construcții, mă refer la cei care efectiv lucrează, este mică. Este mică și nu a crescut sub nicio formă. Mulțumesc! Oare, băi, n-am putea să facem, nu știu, o platformă națională de recomandări? Încercați să aplicați modul ăsta de lucru pentru orice altceva din jurul nostru, când te duci cu mașina la service. Băi, la noroc, nu știi. Bun, sigur că și acolo e o doză de noroc, da? Vrei să niște servicii unde știi că se ocupe bine. Sau la restaurant. Vrei un TripAdvisor al meseriașilor. Da, cumva, n-ar fi rău, nu? În care să le dai note cumva. Păi să zicem că mergem să mâncăm ceva. Adică undeva la o cărciumă. Nu poți să te duci așa, bă, la noroc, poate ajunge la spital, poate ne place. Ia să vedem ce o să fie. Nu merge așa. Victor, bună dimineața. Salut, Victor. Bună dimineața. Salut. Ia zi. Eu lucrez în domeniu. Da. Construcțiilor, mă rog, fac mai multe amenajări și remodelări. Uh-huh. Părerea mea este că... Lucrezi independent, stai așa, lucrezi independent? Adică da. Ești patron sau omul cu mistria? Nu. Angajez oameni care să mi facă lucrările pe care le preiau. Aha. Și vreau să vă spun că e extraordinar de greu, exact cum a spus și domnul mai înainte să găsești pe cineva care să facă o lucrare de calitate. Nu poți să
le cer să refacă, că nu mai vin sau, mă rog. Bun, zi-mi așa, fii atent, dă-mi un sfat. Eu sunt, să zicem, pentru toți amatorii care uneori au nevoie să angajeze niște meseriași. Care sunt greșelile pe care nu trebuie să le faci niciodată în relația cu meseriașul respectiv? Ce nu trebuie să faci? Păi, cred că prima oară trebuie să întrebi cu ce trebuie să faci. Trebuie să stabilești exact cu ei ce au de făcut și timpul de lucru, salariul, banii și... cum am spus, strict ce trebuie să faci. Îi dai bani ei înainte? Nu vor să fac altceva. Îi dai bani înainte? Păi trebuie să le dai un avans, da. Trebuie. Cât să fie avans? E undeva la 25-30%. Uh-huh. El vine și spune, șeful, dar n-am bani, dar nu știu ce. Dar nu se întâmplă să ia bani bine. Și ia alte lucrări? Multe. Ei pot să lucreze în patru locuri în același timp. Și n-ai cum să-l oprești. Încă vin, dispar și așa mai departe. Ei mulțumesc! Tare asta. Mihai, bună dimineața. Hai. Salut, Mihai. Bună dimineața. Eu sunt inginer constructor, lucrez în verificarea calității lucrărilor. Da. Din păcate, salariile astea foarte mari pe care voi le-ați spus nu reflectă și calitatea oamenilor care lucrează, în sensul că mulți se dau drept meseriași, dar sunt foarte, foarte puțini cei care execută corect. Dacă asta eu vin, stai puțin, dacă eu vin acum și spun, șeful, înțeleg că ai loc de muncă, eu știu să zugrăvesc. Tu cum mă verifici? Eu îți dau o probă de lucru, văd ce știi, văd ce faci, în câteva zile pot să-mi dau seama dacă știi ceva sau doar încerci un salariu foarte mare, te țin sau nu te țin. Pe partea, și pe partea de rezidențiale mari și de rezidențiale mici, sunt foarte multe echipe care habar nu au, cer prețuri foarte mari. În momentul în care ai dat avans, este posibil să nu mai vezi banii niciodată sau să nu mai vină. Mulțumesc foarte mult, încercăm să mai luăm telefon. Îmi scrie un prieten, am un prieten de 27 de ani, face zidărie, câștigă 3-4 mii de euro, are PFA și e plătit la metru pătrat. Tare. Romi, bună dimineața! Salut, Romi! Bună ziua! Bună dimineața! Salut. Eu sunt inginer automatist care m-am întors din Spania. Da. 7 ani de Spania, am programat absolut orice și m-am întors pentru că ceea ce am învățat în Spania și în Germania și peste tot, nu se învață în România. Nu există, nu avem, cel puțin pe partea asta a mea de industrie, de automatizare, nu ai unde în România, dar cerere de lucru este. Sunt PFA, și acum ce faci? Programez CNC-uri, automatizări, utilaje, în principiu pe partea de utilaje. Programez. Mulțumim pentru telefoane. Sigur, nu ești chiar în zona noastră de discuție în dimineața asta, dar ne bucurăm că ne ascult și mulțumim foarte mult pentru telefoane și pentru mesaje. Cred că un soi de TripAdvisor... Da, salut! Cred că un soi de TripAdvisor sau Booking sau ceva de genul ăsta care să funcționeze ca o platformă în care să dăm stele unor meseriași pe care îi angajăm, asta ar fi un lucru foarte bun. De ce nu facem și noi chestia asta? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.